Bună ziua! Bine ați revenit la o nouă întâlnire la Pas prin istoria orașului. Suntem la sediul Uniunii Armenilor din Botoșani, în prezența domnului profesor, doctorand, domnul Bogdan Karanfilov. El astăzi ne va vorbi despre o personalitate din comunitatea armenească din România, o persoană care s-a născut în apropiere de județul Botoșani, mai exact în Ținutul Herța. Bine ați venit, domnul profesor! Bine, m-am găsit! Vă rog! Da, Gheorghe Asache este într-adevăr una din personalitățile reprezentative ale secolului al XIX-lea din Moldova. A avut o viață destul de lungă, s-a născut în 1788, cum ați spus, în Ținutul Herța lângă Prut și a murit în 1869, la vârsta de 81 de ani. A provenit dintr-o familie relativ înstărită, iar tatăl său, preot fiind, ne-a lăsat chiar o seamă de scriere și de traducere. Era un om cultivat pentru timpurile respective, ceea ce probabil i-a insuflat și tânărului Asache dorința de a cunoaște cât mai mult. A studiat în diverse locuri, la Lemberg, în Polonia, după de la Viena, apoi în Italia, la Roma, a studiat epigrafia, arhitectura, astronomia, științele exacte l-au atras mai mult, dar s-a inițiat și în literatura italiană, de pildă, după care a încercat să scrie o serie de gemuri poetice, a căror valoare este relativă, dar sunt printre primele încercări de acest fel din spațiul nostru. Se considera în timpul respectiv Gheorghe Asache, după revenirea sa în Moldova, era omul cel mai învățat din această regiune. Și el și-a pus această cultură, practic, în slujba dezvoltării învățământului, învățământ care în perioada respectivă în Moldova era în cel mai mult caz într-un stadiu incipient. Se remarcă aici, de pildă, prima tentativă de înființare a unui învățământ tehnic superior, anume o clasă de ingineri hotari și pe care a înființat-o în 1913 și care a avut, din păcate, o singură promoție în 1818, dar se consideră, iată, că a pus bazele de asta, ca să fac o paranteză, de pildă, când spuneați de Botoșani, fostul liceu electrocontact, acum e parte numele, este vorba de Colegiul Tehnic Gheorghe Asache, la fel Universitatea Tehnică din Iași, se numește Gheorghe Asache, asta ca o formă de recunoștință pentru contribuția sa la consolidarea învățământului tehnic. Da. Dar nu numai atât, s-a implicat și în înființarea unei școli de stat, în înființarea primei școli pentru fete, în organizarea Academiei Mihaelene, care o putem considera drept nucleul Universității Alexandru Ancuza din Iași. Mai mult, el s-a implicat în editarea primei gazete românești, Albina Românească, în 1929, într-un context destul de dificil al ocupării principatelor române de către trupele rusești. Era vorba de războiul ruso-turc din 1928-1934. Să nu uităm contribuția extrem de însemnată pe care a avut-o în promovarea teatrului, prin înființarea Conservatorului Filarmonic Dramatic, unde a încercat să pună pe scenă piese românești sau traduceri din piese străine. Iată, dar, deci, câte contribuții culturale de mare însemnătate a avut, ne-a lăsat, cum spuneam, și o serie de descrieri, fie literare, fie pedagogice, pentru că el s-a implicat și în predarea unor discipline, precum matematica sau geometria. A fost și un ministru, parcă, la un moment dat. A fost referent pentru eforie instrucțiunii publice, calitate din care a impulsionat aceste proiecte în ceea ce privește învățământul. Și sigur a înființat și o tipografie cu însemnătate. Practic s-a ocupat toată viața cu demersuri pedagogice, educative sau culturale, care într-adevăr au dus Moldova un pic mai departe, să zicem. Mă gândesc de pildă și la înființarea primei biblioteci publice din România sau tot la impulsul Asache la înființarea unei fabrici de hârtii, hârtie care era necesară pentru publicații sau pentru tipărirea de cărți. Din păcate, după Revoluția la 1848, punerea principatelor, el se retrage din viața publică, din cauza unor diferențe politice, dar însemnătatea lui va rămâne peste veacuri și posteritatea îi va fi întotdeauna recunoscătoare pentru munca sa absolut titanică, în spirit umanist, în spirit renascentist și, în ultimul rând, aș spune că Gheorghe Asache este primul care s-a implicat pentru înființarea unei școli elementare pentru comunitatea armeană. Da, și a predat
Da, a pledat și pentru înființarea unei școli pentru comunitate evrească, ceea ce demonstra în timpul respectiv, în care se infiripa curentul antisemit în principatele române, o toleranță deosebită. Putem spune că era sau a fost mereu străbătut din un spirit umanist, așa cum probabil l-a recunoscut în scrierile italiene pe care le-a studiat cu foarte multă asiduitate. Da. Foarte interesant, domnul profesor. Dacă v-a plăcut, dacă doriți să mai urmăriți și alte noutăți, rămâneți pe canalul nostru de YouTube și apreciați și vă rog să apreciați pagina de Facebook a Uniunii Armenilor din Botoșani, UAR Botoșani. Rămâneți aproape, vă rog.